Bună ziua! Putem să începem? Stimați chișinăuieni, stimați reprezentanții ai mass media, vă mulțumesc că sunteți astăzi prezenți aici la o nouă rundă de dezbateri cu domnul primar Ivan Ceban, care continuă să ignore toate invitațiile la dezbateri, atât televizate cât și în aer liber. Vedem că nici astăzi nu este prezent. Acest fapt demonstrează încă o dată că primarul Ceban în mod intenționat evită dezbaterile publice, pentru că orice ar spune el nu va putea da răspuns la toate întrebările pe care i le-am pus până acum. El intenționat evită să discute cu contracandidații, în special evită să discute cu mine și preferă să mă intimideze prin tot felul de cereri în judecată. Pentru simplu fapt că am indicat la trecutul său, pentru simplu fapt că am arătat oamenilor că de fapt ceea ce se întâmplă în ultimii 4 ani în Chișinău nu este decât o perdea de fum, nu este decât o cortină, după care se ascunde un mare eșec al așa zisului manager Ivan Ceban. Deși pe parcursul ultimilor 2 ani cetățenilor li se bate în cap în fiecare zi, din toate colțurile, din toate instituțiile și megafoanele posibile, în transportul public, la televizor, pe internet, și se încearcă să ne se inducă ideea că orașul se dezvoltă, în realitate, Ivan Ceban, după această campanie de PR, ascunde un eșec total și faptul că a eșuat să-și realizeze propriile promisiuni din 2019. Dacă în 2019 primarul Ivan Ceban ne povestea, candidatul la acea etapă, ne povestea despre centura orașului, despre parcări multietajate în fiecare sector, despre modernizarea capitală și reparația capitală a drumurilor. Uite că tot cu ce se poate lăuda la ziua de astăzi este cu câteva covorașe de pavaj, cu câteva spații publice amenajate foarte modest, cu niște pavaj, iarbă și floricele, cu câteva străzi pe care a schimbat 2 cm de asfalt și cu niște ghirlande și becuri de iluminat pe care le-a amenajat în diferite locuri din oraș, inclusiv, iată, aici, în scoarul catedralei. Eu nu cred că cetățenii sunt mulțumiți de acest lucru. Eu înțeleg că asta pare ca o realizare, însă eu sunt sigur că oamenii din Chișinău merită mai mult. Eu sunt sigur că orașul Chișinău poate mai mult. În acest sens, în această campanie, în afară de a spune despre faptul că Ivan Ceban folosește primăria Chișinău în calitate de instrument politic pentru a se pregăti de alegerile prezidențiale de la anul, vin la oameni să le explic că există soluții și posibilități de soluționare a problemelor sistemice din Chișinău. Sunt același urbanist și specialist în dezvoltare urbană pe care îl cunoașteți de mulți ani. Sunt omul care, fiind în funcția de viceprimar, a inițiat proiecte importante pentru modernizarea sistemului de transport public, pentru inițierea sistemului de parcare cu plată, pentru reparația și dezvoltarea infrastructurii pietonale. În această campanie electorală vreau să arăt oamenilor că orașul Chișinău poate soluționa problemele sistemice și vreau să menționez astăzi expres despre problema traficului și ambuteiajelor. Există soluții la această problemă despre care inclusiv
am discutat și cu primarul Ceban atunci când eram la primărie. Existau și există în continuare trei tipuri de acțiuni pe care primăria poate să le facă pentru ca în termen scurt și mediu să soluționăm problema ambuteiajelor. În primul rând este vorba despre intervenții punctuale în anumite zone din oraș, în anumite intersecții care generează ambuteiaje. Vorbim despre intersecția de la Tutun CTC, despre sensurile giratorii de la Topaz sau de la Hotelul Cosmos. Vorbim despre intersecția Bulevardului Moscova cu strada Kiev și cu Bulevardul Rousseau și despre multe alte locații de acest gen care pot fi modernizate, care pot fi unde poate fi canalizat traficul, pot fi amenajate sisteme de semafoare adaptive și putem reduce ambuteiajele. O altă măsură este modernizarea reală a sistemului de transport public. Tot ce a reușit să facă în acești 4 ani primarul Ceban este să cumpere niște troleibuze din banii noștri. Mare realizare. În schimb, a eșuat totalmente cu modernizarea reală a sistemului de transport public. Așa și nu a fost creată o întreprindere municipală care să înglobeze toate tipurile de transport public. Nu a fost introdus biletul unic de călătorie, nu au fost făcute stații de transbordare, nu au fost optimizate rutele de transport public, nu au fost optimizate rutele de transport public către suburbii, nu a fost implementată taxarea electronică. A eșuat totalmente experimentul lui Ceban cu acele unități de plată la gâtul taxatorilor. Este o rușine pentru orașul Chișinău în anul 2023 să nu aibă un sistem de taxare electronică. A ieșuat de asemenea și cu benzile dedicate pentru transport public. A luat ideea mea bună și a transformat-o într-o aplicare proastă. A amenajat benzile dedicate nu acolo unde realmente de ele este nevoie. Și a înrăutățit traficul pe strada Creangă și în alte locații unde banda dedicată nu era neapărat să fie amenajată la această etapă. Și a treia componentă, evident că este sistemul de parcare cu plată. Și acum, pe site-ul primăriei, stă documentul care se numește Concepția de dezvoltare a sistemelor de parcare cu plată în Chișinău. Puteți să o găsiți pe site-ul primăriei. Ivan Ceban nu a făcut nimic cu acest document pe care l-am elaborat încă în anul 2021. În baza acestui document trebuia să înceapă implementarea sistemului de parcare cu plată, cel puțin la această etapă trebuia să fie implementată în zona centru, astfel încât banii din parcarea cu plată să fie direcționați pentru construcția de parcări multietajate și pentru amenajarea parcărilor de captare la marginea orașului. Și acest lucru Ivan Ceban l-a eșuat. De asemenea, putem să implementăm un sistem de semaforizare adaptivă care să poată fi conectat la un centru de control a traficului după modelul tuturor orașelor dezvoltate din lume. Având un astfel de centru de control a traficului, primăria poate, în regim real, să vadă unde se formează ambuteiajele și să schimbe fazele semafoarelor astfel încât să permită o fluidizare mai mare a traficului sau o canalizare mai bună a fluxurilor de transport. Și acest lucru primarul l-a eșuat. De asta, în această campanie electorală vreau să explic oamenilor două lucruri simple. Dacă vreți să aveți un primar competent care poate cu adevărat să rezolve problemele orașului Chișinău, problemele sistemice, trebuie să votați Victor Chironda. Dacă vreți în continuare să aveți un primar care vă folosește votul pentru interesele sale politice, pentru campania sa electorală la prezidențiale, puteți să continuați să-l votați pe Ceban. Eu vă promit că în această campanie electorală voi ajunge la fiecare chișinăuian și voi explica pe îndelete care sunt eșecurile pe care le-a făcut Ceban în acești 4 ani de zile, de ce a cheltuit inutil peste 1 miliard de lei din bugetul public și cum putem să direcționăm acești bani ca să rezolvăm în continuare problemele sistemice ale orașului Chișinău.
Vă mulțumesc și ne vedem mâine la aceeași oră aici, în Scoarul Catedralei. Votați Victor Chironda și echipa Platforma Da. Nu credem cu Ivan Ciban. Am spus că vreau să discutăm despre problemele Chișinăului. Despre faptul că Ciban în 4 ani de zile nu a soluționat nicio problemă reală a chișinăuienilor. Luați sondajele de acum 4 ani și luați sondajele de recente de acum și o să vedeți că principalele probleme ale chișinăuienilor sunt aceleași. Transportul public, traficul și ambuteiajele, lipsa locurilor de parcare, câinii maidanezi, gestionarea deșeurilor. Sunt aceleași probleme. În 4 ani de zile nu s-a făcut absolut nimic pentru soluționarea acestor probleme. Și vreau să-l întreb pe Ivan Ceban de ce a eșuat să implementeze aceste soluții pe care tot el le-a promis cetățenilor în anul 2019. Și de ce folosește primăria Chișinău pentru a se pregăti de alegerile prezidențiale? Poate să meargă la prezidențiale de unul singur, să lase primăria celor care știu cum să soluționeze problemele oamenilor din Chișinău. Vă mulțumesc!